2000 de metri de vegetație uscată au fost făcute scrum într-un incendiu în satul Nămăiești din localitatea Valea Mare Pravăț. O femeie a dat foc la iarba uscată din grădina învecinată cu pădurea și focul s-a extins cu repeziciune înaintând pe versant spre creastă. Intervenția pompierilor a fost destul de dificilă, deoarece au trebuit să urce cu echipamentul din dotare pe teren accidentat prin pădure ca să stingă flăcările. În ajutor au sărit și locuitorii din sat, dar și reprezentanți ai ocolului Silvic. Incendiul a fost la vegetație uscată și s-a propagat la marginea pădurii. Datorită condițiilor meteo nefavorabile, vânt puternic, acesta a intrat în interiorul pădurii, arzând tulpinele copacilor de conifere, suprafața aproximativ 20.000 de metri pătrați. Femeia care a provocat incendiul și-a recunoscut fapta și acum este pasibilă de amendă.